Ziua de 14 noiembrie 2012 a fost declarată zi de acțiune și solidaritate sindicală de către Confederația Europeană a Sindicatelor. Azi, în data de 14 noiembrie, toate sindicatele din Europa demonstrează pentru măsurile de austeritate. Noi considerăm că măsurile de austeritate nu au adus decât sărăcie și șomaj. FMI a și recunoscut acest lucru, că calculele lor au dat greș, dar din păcate populația, lucrătorii din toată Europa au avut numai de suferit. Acțiunea noastră este o acțiune de solidaritate. Confederația Națională Sindicală Cartela Alfa este membru a Confederației Europene. Azi împreună cu toți colegii noștri din Europa acționăm și la nivel național noi dorim încă o dată să reamintim guvernului că dorim modificarea legii dialogului social. Considerăm că prin dialog social se poate relansa economia, se poate obține o creștere economică. Dialogul social este prin care se pot rezolva problemele. De aceea cerem modificarea legii, cerem locul de muncă reale, cerem combaterea evaziunii fiscale și cerem o stabilitate economică și salarii, creșterea puterii de cumpărare a lucrătorilor. Da, ne vom întâlni cu domnul prefect după ce ne vom întoarce de pe traseul cu caravana prin care dorim să aducem la cunoștință opinie publice acțiunea noastră de azi, revendicările noastre. O caravană formată din 5 autoturisme va străbate municipiul Târgu Mureș în loc și în lat. Când ne vom întoarce, atunci vom depune o petiție exact cu aceste probleme pe care noi solicităm să fie transmisă cu guvernului, dar noi solicităm că toate instituțiile politice, atât la nivel național cât și la nivel de teritoriu, să se implice pentru a rezolva aceste probleme cu care se confruntă lucrătorii, atât la nivel național cât și la nivel european.